Un domn în vârstă de 34 de ani din Galați a intrat ieri în coliziune cu trei mașini. După așa o desfășurare de forțe, echipajul poliției nu a întârziat să apară chiar dacă omul își continua nestingherit drumul. Așa cum era și normal, domnul cu pricina a fost însoțit de către un echipaj de poliție la Spitalul de Urgență Sfântul Apostol Andrei în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Acesta nu este singurul caz. Săptămâna trecută, un echipaj de siguranță publică a oprit un alt galățean de această dată de 60 de ani. Fir volubile și petrecărețe, șoferii se încălzesc nițel înainte de a pleca la drum. Indiferent de condițiile atmosferice, ei se simt astfel regii șoselelor. Cu ocazia controlelor efectuate în trafic pe raza municipiului Galați, polițiștii rutieri au depistat două persoane care se aflau la volanul autoturismelor, deși se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În cauza au fost întocmite dosare penale.